Din punct de vedere psihologic, adopția reprezintă o adevărată provocare, însă nu acesta este principalul motiv de reținere atunci când vine vorba despre înfiere. Adopția este o provocare pentru ambele părți și principala provocare vine din faptul că cel mic a experimentat în prima parte a vieții lui, atunci când se pun cele mai importante informații, a experimentat abandon. Cel puțin două separări au avut loc până când a ajuns copilul în familia adoptatoare. Odată separarea de familia naturală și a doua oară de asistentul maternal. Lucru care își pune amprenta evident asupra evoluției lui ulterioare și care provoacă familia destul de mult. Sunt cam două categorii de rețineri, să le zic așa. Unele țin de birocrație. Sunt mulți care se plâng că se așteaptă mult. De fapt, sunt familii care se lasă descurajate de cei din jur, care au părerile lor despre adopție, cum că e greu să crești copilul altcuiva, să-l accepți cu moștenirea lui genetică, să accepți faptul că nu e sânge din sângele tău. Cu toate că timpul de așteptare poate fi lung sau potrivirea profilurilor să nu fie perfectă, ploieștenii spun că nimic nu poate opri o persoană care își dorește cu adevărat să adopte. Da, nu știu că nu m-ar reține, că dacă îmi pun în gând să adopt un copil, deci nu m-ar reține să-l adopt. Aș face toate lucrurile necesare și poate că m-ar deranja că durează poate mai mult sau... Dacă îți dorești cu adevărat, lași la o parte și birocrația și toate așteptările și cel important e să-ți dorești foarte mult acest. Îți dorești și vrei cu adevărat? Se poate, totul e posibil. Da, trebuie să te înarmezi cu răbdare, cu nervi, cu tot ce trebuie. În anul 2023 au fost făcute în Prahova doar 3 adopții.